În cadrul conferinței anuale a lui Vladimir Putin, acesta a subliniat că Rusia nu amenință nicio țară și că NATO ar fi de fapt personajul negativ. Putin mai adaugă că alianța ar avea arme de atac instalate în România și Polonia. Ryanair și-a dublat estimarea de pierdere anuală pentru acest an din cauza noilor restricții legate de Omicron impuse de autorități. De aceea a vândut aproape 100.000 de mașini noi persoanelor fizice din Franța în 2021, învingând atât Renault cât și Peugeot pentru prima dată. Și melodia Shape of You a lui Ed Sheeran este primul cântec care a depășit pragul de 3 miliarde de accesări pe Spotify.